România se află printre statele membre ale Uniunii Europene în care se înregistrează un declin al vânzărilor cu amănuntul. Sistemul bancar românesc, format din 34 de bănci, a încheiat primele 9 luni ale anului cu un profit record de aproape 6 miliarde și jumătate de lei, cu 36% peste câștigul din perioada similară a anului trecut. Numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani, estimat pentru luna octombrie a anului 2021, a fost de 438.000 de persoane, în creștere cu 2.000 față de luna precedentă. Din cele aproape 100 de miliarde de lei împrumutate în primele 11 luni ale anului, puțin peste 35 de miliarde de lei provin din împrumuturi externe, iar restul de pe piața internă. Guvernul vrea să aloce 4 miliarde de lei anul viitor pentru compensarea și plafonarea facturilor la energie pentru consumatorii casnici și industriali, iar suma va fi prevăzută în proiectul de buget. Volumul vânzărilor cu amănuntul a scăzut în octombrie 2021 față de septembrie cu aproape jumătate de punct procentual, după ce în septembrie am avut o scădere de 0,6% față de nivelul din august. Această scădere a unui sector altădată campion la creșteri se datorează în primul rând introducerii de restricții privind accesul la magazinele nealimentare. Tendința de scădere din România contrastează cu cea de creștere ușoară remarcată la nivelul Uniunii Europene. Cea mai importantă creștere a avut loc în Slovenia, plus 13%, iar cea mai mare scădere în Letonia, peste 5%. În Polonia avem o creștere de peste 1,5%, iar în Ungaria una modestă. Cele mai mari trei bănci în topul după active, Banca Transilvania, BCR și BRD, au fost pe podium și în clasamentul celor mai profitabile bănci în perioada ianuarie-septembrie 2021. Profiturile nete cumulate ale celor mai mari trei bănci din România, Banca Transilvania, BCR și BRD, au totalizat 3,5 miliarde de lei în primele 9 luni din 2021, peste nivelurile din 2020, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din câștigul întregului sistem bancar, respectiv 55%. Cea mai mare bancă din țară are un profit la 9 luni de 1 miliard și jumătate de lei, urmată de BCR, cu un profit de peste 1 miliard de lei, și BRD, cu aproape 900 de milioane de lei. Dacă ne raportăm la veniturile declarate, rata profitului atinge cote chiar și de peste 40%. Rata șomajului în luna octombrie 2021 a înregistrat aceeași valoare ca și în luna precedentă, peste 5%. Bărbații sunt cei mai expuși, rata șomajului în rândul lor fiind cu aproape 1% peste cea a femeilor. Rămâne în continuare o preocupare majoră referitoare la nivelul ridicat al ratei șomajului în rândul tinerilor, 15-24 de ani, de aproape 20%. Pentru persoanele adulte, 25-74 de ani, rata șomajului a fost estimată la peste 4% pentru luna octombrie 2021, 4,6% în cazul bărbaților și 3,8% în cel al femeilor. Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 de ani reprezintă 75% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna octombrie 2021. Aproape 50 de miliarde de lei și aproape 2 miliarde de euro au fost atrase de la investitori instituționali din România și încă 6,27 de miliarde de lei provin din titluri de stat cumpărate de populație. Dar numai 57 de miliarde de lei, cel puțin până la sfârșit de septembrie, din cele aproape 100 de miliarde împrumutate, s-au adăugat la datoria publică. Restul, de 42 de miliarde de lei, reprezintă refinanțarea unor datorii scadente în cursul acestui an. Necesarul brut de finanțare pentru anul 2021 este de peste 136 de miliarde de lei, determinat de nivelul previzionat de 7,13% din PIB, aproape 85 de miliarde de lei al deficitului bugetar, precum și de volumul datoriei de refinanțare în anul 2021, în sumă de peste 50 de miliarde de lei.
potrivit legii 259 din 2021 privind plafonarea și compensarea facturilor la energie, prețul energiei este plafonat la maximum 1 leu între 1 noiembrie și 31 martie 2022, la care se adaugă o compensare de 29 de bani pentru cei care consumă până la 300 de kWh, plus o marjă de 10% pentru consumatorii casnici. La gaze, compensarea va fi de 33% din prețul gazului marfă din factură, iar prețul a fost plafonat la 25 de bani pe kWh. În ceea ce privește clienții non-casnici, de genul IMM-urilor, micro-întreprinderilor, PFA-urilor, cabinetelor individuale, profesiilor liberale, la energie electrică, din prețul final, se scad, în perioada 1 noiembrie 31 martie, tarifele reglementate de transport, serviciul de sistem, distribuție, contravaloarea certificatelor verzi și a contribuției de cogenerare. La gaze, clienții non-casnici nu plătesc tariful de transport, ci de distribuție și acciza. Magazinele continuă să fie puternic afectate de pandemia de COVID-19, restricțiile impuse de autorități lovind în volumele de vânzări. Mai puțini consumatori decât de obicei au condus la griparea unui motor important al creșterii economiei noastre. Revenirea din criză a umplut buzunarele bancherilor, ei realizând profituri fabuloase. Industria bancară se înscrie practic alături de energie și de comerțul alimentar printre marii câștigători ai prăbușirii și revenirii în V a economiei. Revenirea economiei după prăbușirea de anul trecut nu a adus și scăderea numărului de șomeri la nivelurile dinaintea pandemiei. Încă avem cu 50.000 de șomeri mai mult decât în octombrie 2018 și cu 80.000 de șomeri mai mult decât în octombrie 2019. Pe primele 9 luni ale anului, datoria publică a României a crescut cu 57 de miliarde de lei, aproape 12 miliarde de euro, iar 42 de miliarde de lei din datoriile care au ajuns la scadență au fost rostogolite. Ne mai așteptăm la alte 28 de miliarde de lei în plus la datoria publică și încă 9 miliarde de lei datorie scadentă care va fi rostogolită. Pentru că guvernul nu a știut să stăvilească scumpirea electricității și a gazelor de către firmele la care statul este acționar majoritar, România va plăti 800 de milioane de euro către companiile care ne livrează energie electrică și gaze.